Salutare internet, am revenit la podcastul Formula 1 și 1. Suntem imediat după cursa din Italia de la Imola, Emilia Romana, 2024 și suntem îmbrăcați foarte potrivit. Pentru că eu sunt în McLaren, Crăciun e cu Ferrari și practic ne mai lipsește un Red Bull pentru locul 1 aici pe masă. Da. Podium de generație tânără, practic. Avem Verstappen, avem Lando Norris și avem Charles Leclerc. De ce strâmbe așa din nas? Cel mai caragios, tot avem nume caraghios în ultima vreme, în Formula 1, știi? Așa. Sponsorship, sponsorship. Așa. Branding, branding. Okay. Formula 1, MSC Cruises, Grand Premio del Made in Italy, <laughs> e de Emilia Romania 2024. Pută logo bigger să se vadă numele sponsorului mare de tot. Da, hai să lăsăm lucrurile astea care, până la urmă, n-au impact atât de mare asupra cursei. Am văzut foarte multe cadre și cu MSC Cruises, pictat pe pistă păi nu, acolo, fix eu. înainte de linia de finish, da? Am văzut foarte multe cadre. Ni s-a întipărit pe creier că dacă vrei să te duci într-o croazieră, probabil îi cauți pe băieții ăștia de la MSC. Cruzes. Da, da, pentru mine are o dublă semnificație. de ori văd MSC. Așa? Bă, da, te gândești la Michael Schumacher. La Michael Schumacher, dar era prescurtarea lui în a doua parte a carierei, de când a apărut Frasul. Corect. Că inițial era șu. Da, corect. MSC. Bun, MSC Cruises uh, weekendul ăsta n-a fost despre Michael Schumacher, a fost despre Nici nu știu dacă să spun cealaltă legendă Formula 1 sau legenda principală Formula 1. De acum. De acum. Da. da. Deci weekendul ăsta a fost despre Sena și Ratzenberg, uh, care uh, și a pierdut viața la Imola din păcate. Um, suntem într-un moment în care Sebastian Vettel a, a condus McLarenul ul Senna uh, pe pistă, uh, a ridicat și steagul Austriei, nu doar steagul Braziliei. Uh, toată lumea a fost uh, desigur emoționată, dar dincolo de tot momentul ăsta, am avut o cursă foarte mișto. Tăi, să rămânem Stau. aici. Hai să rămânem aici. Una, am văzut încă o dată o, o mașină din epoca asta extraordinară, când mașinile cereau bărbați cum ar veni la volan, nu copii. Adică n-avei cum să intri la 17-18 ani în Formula 1 la vremea, aia, pentru că nu aveai destulă experiență în creier, în mâini, în buci, în ce vrei tu, în ca corp. să poți să simți suficient de mult și să dai suficient de mult feedback ca echipa să poată să construiască mașina în funcție de ce spui tu. Mm -hmm nu în funcție de cei 1100 de senzori pe care îi acum pe o, mașină da. de Formula 1. Da. Deci pe vremea nu n-aveai cum să intri în Formula 1. Adică dacă veneai în Formula 1 la 22, 23, era... Uh, o realizare un... majoră. Da, era o realizare majoră și de asta uh, erau mai puri și uh, piloții, știi? Da. Deci uh, e bine că, practic, l-au lăsat pe Vettel să conducă mașina aia și nu l-au pus pe, nu știu, George Russell. Uh, da. <laughs> lui George Russell i-au dat una veche, din muzeu, de la mercedes -Benz. Oricum, super mașina, super zgomotul, ceva extraordinar, îți dai seama. Da. Un moment, uh, uite, eu mi-am pus un ceas Ayrton Senna, n-am unul Ratzenberg. <laughs> uh, dar, okay. uh, oricum, pentru cine n nu știe povestea acestui Roland uh, Ratzenberger, da. care... e... Uh, a rămas necunoscut. E un pilot care a venit în Formula 1 la o vârstă foarte avansată, cu un efort foarte mare, trecând în diverse, într-un circuit foarte complicat. Uh, complicat ca să ajungă în Formula 1. La un moment dat, inclusiv, era combinat și cu o, o tipă mult mai în vârstă decât el, foarte bogat. Adică, bă, a făcut toate lucrurile posibile. m am muncit. A muncit ca să-și susține cumva să ajungă, da. Păcat, am zis de la din ce am citit despre și ce am ascultat interviu că era un, un tip mișto, un pilot rapid. N-a apucat să arate nimic în Formula 1, dar uh, cert că a murit în uh, zilele dinaintea cursei. Și uh, Fetel nu a ridicat degeaba steagul Austriei pentru că uh, și Sena a mers cu steagul Austriei da, pentru că Sena a fost foarte afectat de moartea lui Ratzenberg în weekendul ăla. Da. Toată lumea știe asta, da. Și. Uh, uh, na, un weekend teribil. Eu mi-aduc aminte, l-am văzut la televizor, adică. Uh -huh. Și eram și eu marcat și a fost marcată toată lumea și podiumul ăla a fost ciudat. Uh, uh -huh. în da, extraordinar. de ciudat a fost weekendul ăla? Uh, uh, Schumacher a câștigat cursa, dar a fost, era extraordinar de afectat. Da, 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 da. Și conferința de presă după aia a fost. Da, zi, și chiar și la sfârșitul campionatului, la un moment dat, într-un interviu, a zis că poate că ar fi fost campionatul lui Sena dacă nu mm -hmm. murea, știi? Adică mm -hmm. niște momente pline de emoție în anul ăla din, din cauza asta, știi? Și un proces extraordinar care a durat 11 ani. După aia, mă rog, încă procurori au acuzat câteva persoane de... Neglijență. Nu mai știu exact formularea, formularea care era, Da, da, un fel de... Omor din ce... Da, da, culpă, nu știu, culpă cum, nu știu cum, care. Da, dar. abar am nu știu cum, certe că s-a dat, după aia au fost achitați și a fost un... Um, s-a lungit foarte mult, deci certe că verdictul final a fost, adorat durat 11 ani, știi, cu momentul respectiv. Trist pentru Formula 1, uh, un pilot super, o legendă extraordinară și uh, singura chestie că rămasă pozitivă peste timp este că foarte mulți piloți de după aia au fost inspirați de... Da. Uh, traseul, seama. de traseul ăsta, de faptul că era ultra bătăios, uh, de vorbele lui care spuneau că dacă nu mai vezi un, uh, dacă vezi un, uh, o bucățică mică de loc și, nu, și ei... nu te bagi, înseamnă că nu mai ești pilot de curse. Da. La extrema cealaltă era pilotul la care a lovit intenționat pe cineva. Na, în... Cum au făcut-o mai mulți mari. Adică, știi? Dar știi că asta nu e neapărat um, un lucru de care să fugi, pentru că fiecare dintre noi avem um, laturi mai. Plăcute sau mai puțin plăcute? Oh, absolut, absolut, da. Adică în fiecare dintre noi se ascunde și un devil și un Bineînțeles. angel. Este foarte... Bătălia asta este Ş... foarte complicată și în momentul în care apar meme-uri pe care scriu înăuntru tău sunt doi lupi, <laughs> practic <laughs> continuările sunt multiple, dar, dar dacă e să ne întoarcem la un registru mai... Mai amuzant, cam aici suntem. într da. Înăuntru tot sunt doi lupi. Și oricum trebuie analizați lupii ăștia și prin prisma faptului că în, în mașini de Formula 1 nu se iau decizii, nu faci un tabel în Excel și după aia trage concluzie, da? da <ti> e tot da. într-o într fracțiune de secundă, inclusiv gestul pe, pe care poate să fie necugetat, poate să fie uh, prea entuziast, poate să fie, deci orice gen, uh, pripit sau greșit sau poate... Da, pe pentru la urmă că poate să fie și gestul corect da, pentru, 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 că, pentru, 90% dintre deciziile pe care le iei într-o într mașină de Formula 1 sunt probabil instinctive da. Bine, trecând la cursa noastră prin zgomotul ăsta, ăsta, ăsta ă, extraordinar care ne aduce aminte de ceva foarte important pentru viitorul Formulei 1 Așa. este că ă, Domenicali da. a recunoscut într-un interviu oficial că Formula 1 analizează serios reintroducerea unor motoare care fac zgomot mai mare prin prisma faptului că vor putea folosi carburanți sintetici, sintetici și vor echilibra vor putea echilibra balanța asta a noxelor, Eco versus Eco, Da, ar putea fi echilibrată inclusiv cu motoare, să zicem, V8 Uh -huh. în loc de V6 uh -huh. și cu o pondere mai scăzută a părții electrice sau habar n-am să ia în calcul inclusiv scoaterea, opciunea, sco sco de. scoaterea poate că e puțin da. îndepărtată da. dar nu știu. Dar atâta vreme cât vom avea să zicem combustibili uh, eco uh, de ce să nu scoatem totuși partea electrică și să ne întoarcem la Formula 1 Eu așa știu. cum știm. E în discuție. Poate că unii o să e se o bucure discuție. pe de altă parte unii o să plângă în Puh, hohote <laughs> <laughs> poți să plângi în hohote? Da. Nu. Uh, poți să plângi în. Uh, cum se numește-mă? Râuri. Da, râuri. <laughs> nu, nu. Nu. <laughs> nu, vine în engleză, sobbing, uh, dar e sigur o, e rog. și în română ceva. Cu suspine. Cu suspine, exact. O, okay. Până la sfârșitul episodului uh, o să-mi aduc aminte. Bun. Um, hai totuși să ne întoarcem la cursa asta și să începem cu Verstappen, pentru că mi se pare că merită. cred că cel mai potrivit titlu pentru acest episod de podcast, dacă nu o să ne vină unul mai bun, chiar asta o să fie, este Merita Lando Victoria sau nu? Răspunde tu, te rog, la întrebarea asta. Băi, se pare că nu merita. nu e așa? E, desigur Dacă că ar fi câștigat, ar fi meritat. Da, 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 răspunsul instinctiv este că da, desigur ar fi meritat victoria. Răspunsul ăsta se vede și în faptul că Landon Norris a primit driver of the day la sfârșitul cursei, da, de la toți cei care au votat pe F1 TV. E a treia oară la rând când Landon Norris primește, primește driver, of the driver of the day, of the da. Day. Exact. Deci după, dacă ar fi să ne luăm după toți ăștia care au votat la driver of the day, sigur că Landon ar fi meritat victoria, dar pe de altă parte, în momentul în care a căzut steagul, a câștigat Verstappen. Și Verstappen n-a câștigat așa, by default, sau la 30 de secunde de distanță. Nu, a câștigat luptându-se în cel puțin ultimele 15 tururi pentru victoria asta. Nu, stai. E cea mai luptată victorie a lui Verstappen a lui de, first, de ultimii A lui Verstappen de la 2021, <laughs> ultima cursă <laughs> cu, da, <laughs> Când s-a bătut cu Hamilton. Păi da, s-a terminat e? la 0,7. Corect. Mare dreptate. Deci, de atunci n-am mai avut așa bătălie. Cumva. Adică, bine, n-a fost... Știi, a, a, acum toți băieții ăștia care comentează pe la Formula 1, da, da, da. La, normal, au umflat un pic tensiunea asta, dar adevărul da. e că, după ce, în prima parte, a, a țipit de vreo trei ori, trebuie să recunosc, la sfârșit era să fac o cută la scaun, știi? Da, da, Hai, da. mă, hai, 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 hai tău, bă, îl prinde sau nu îl prinde? Știi, când te-ai uitat acolo și scria lap 53 din 63 și ai văzut da. că e la 4,4 secunde, făceai un calcul, ți-au ți mai dat și race prediction la ăla uh, AWS uh, pe, pe ecran în care zicea că e turi, striking da. distance în 5 tururi, te când da. gândeai, hai, mă, dacă îl prinde în 5 tururi, înseamnă că are 5 tururi să-l depășească, deci... Poate că se nu poate întâmpla. Nu mai erau întâmpla. 10 în momentul ăla când a da, da, mai ele. erau, mai erau, mai erau 9, 10, ceva de genul ăsta. Era pe acolo. Nu, nu, deci... mai erau 3. Dar nu contează. Oricum, cer, că, într-adevăr, în ori să că dacă mai avea un tur sau două, el simte că ar fi putut să-l depășească. Dar nu mai contează. Nu e mai un contează. weekend bun pentru... Deci, ca să răspundem la întrebarea din titlul acestui episod, nu, nu merita Landa să câștige. Merita Landa să câștige dacă ar fi câștigat. E foarte simplu răspunsul la întrebarea asta, știi? Corect. Deci, jos pălăria pentru Verstappen, deși vedeți-mă, sau mă vedeți, sunt aici și mă cunoașteți, practic, cu McLaren asortat în suflet, de data asta mi se pare că este evident că a fost weekend-ul Verstappen, o dată pentru că a câștigat și doi pentru că a început prost de vineri super prost a început, adică bă, el a fost până, până târziu, bă, inclusiv practic 3 era pe locul 6 sau ceva, adică <fixi> ultimele modificări, ultime, re, ultimele, ultimele reglaje pe care le-au făcut au fost de bun augur. În prima zi, cel puțin vinerii ăsta, Max era cătrănit, nu-i convenea nimic din cum funcționează treaba. Deci, bă, bravo Red Bull pentru bă, revenirea asta dinainte de calificări. Mișto calificările aici, oricum cursa asta de la Imola e o cursă în care contează foarte mult pe ce loc pleci în cursă. Pe ce loc pleci în cursă, pentru că se depășește, e dificil de depășit. Cine s-a uitat până la curse de mult, sunt niște curse faimoase și a încercat să l depășească o jumătate de cursă pe Inclusiv cursele pe Alonso, în care, exact, cursele în care încercam da, să depășească pe, pe Alonso și anul următor s-a fost invers. Da, pe, pe de altă parte, da, pe de altă parte pe vremea aia erau permise mai multe manevre defensive, ca. Da, deci da. oricum mer, mai, mergea cu mergea și cu, mergea cu mai multe figuri, figuri, știi. Acum n-ai voie cât o figură jumate, <laughs> exact. Nu, <te> <laughs> Aşa, pe o parte da. sau pe altă. Da, în fine. Deci, oricum, bravo lor. Na, au avut un stint bun, că aici s-a jucat. În prima da, parte, da, a curței, în Prima parte e, când au mers pe medii oamenii de Red Bull. Red Bull a mers mai bine stafă, și da. McLaren nu a reușit să țină, să, țină la, să țină pasul la fel de bine. A mers mult mai bine în partea a doua. Da. Dovadă că l-a și prins din urmă. Da. Dar, na, s-a terminat uh, patul. <laughs> Adevărat, s-a terminat. Um, deci... Um, uh, Jos pălăria pentru echipa Red Bull în primul rând, că a reușit să facă setările de vineri până duminică, astfel încât Verstappen să fie oarecum mai fericit cu mașina și mașina să funcționeze bine pe medii. Um, felicitări jos pălăria lui Verstappen, că a ținut ritmul și um, nu doar că a reușit un pol um, foarte spectaculos, dar a ținut ritmul și în cursă. Um, și încă o dată se dovedește că dacă n-ar fi fost Verstappen la Red Bull, Red Bull ar fi fost în altă parte în campionat. Da, Perez e ce să zic, el a plecat de pe 11, nu mai știu de pe ce poziție a plecat, pe 11, la multă, da. da, și a terminat mai bine, a terminat pe 8, dar da. totuși cu, cu un accident în în zilele de în antrenamente cu niște ieșiri și inclusiv în în cursă o ieșire, în cursă, da. În fine, el n-avea voie să plece de pe 11. Odată că n-avea voie să plece de pe 11 și doi că în cursă a fost depășit de atât de multă lume ca și când ar fi fost o mașină de poște cu un tur, practic? Bine, era pe altă strategie. Era pe altă strategie, știm, dar așa s-a văzut. Da, așa s-a văzut, corect, dar nu. Adică da. te uiți la cursă și îți dai seama că toată lumea trece de ceco. Bine, una e să okay, te lupți pe altă la, la pe podium altă strategie, pe altă. și una e să te lupți la, să prinzi puncte, știi? adică da, Ia da. o mașină care se luptă la podium și o mașină care de multe ori se luptă la, acolo în spate. Se și se luptă să intre în puncte. Da, nu <laughs> cred că Red Bull își dorește chestia asta și pe măsură ce trec curse și se acumulează prestații de genul ăsta, cred că devine tot mai clar pentru ei da, că, vezi că am început să, să vorbim pilot. Da, vezi că am început să vorbim din nou despre faptul că lui Red Bull i-ar trebui al pilot, deși la începutul campionatului uh, om a făcut niște curse în care a terminat pe doi. Dar e foarte azi, ușor. S-au schimbat multe lucruri se, de atunci, se, schimbă că... multe lucruri și crește presiunea. Adică una e să fii uh, pilotul numărul 2 într-o echipă care are o mașină care poate să facă 30 de secunde avans față de restul plutonului și alta este să fii, să fii pilotul numărul 2 care nu performează într-o echipă care este din ce în ce mai atacată de McLaren și de Ferrari. Și în condițiile în care pilotul numărul 1 nu mai e chiar atât de sigur, 100%. Mie, <gânt> știi cum e, nu mai e 100%. Dacă pleacă pilotul da. numărul 1, ce faci? Rămâi cu ăsta? Corect. A, adică îți da, pune altfel problema. da, da. Pe cine așa. mai suportă Perez dacă pleacă, știi? Corect. Adică, în, în fine, nu știu. Uh, trecem peste asta. Uh, aș vrea să amintesc aici că Max uh, a luat puțin noroc uh, P1 în calificări. Absolut, da. Că i-a făcut puțin tracțiune Hulkenberg, Hulkenberg Da, da, da. Uh, care am înțeles că i-a întors favoarea, că în, ca să treacă în Q3, Max... Uh, s-a nimerit sau habar ah, n-am okay. cât de vorbită sau nimerită vorbit. sau a fost mm -hmm. măcar prietenos că și chestia asta cu tracțiunea poți să o rupi, adică când vezi că unul trage după tine da. tu poți ori și să te oprești dacă ori să vezi, vezi mai tare, da. Și, da. poți, să eu, poți să o strici da. să zic, și am înțeles că l-a ajutat uh, Hulkenberg s-a simțit ajutat să treacă în, uh, Q3? 3 și atunci a, i-a întors favorul, i-a întors favorul. Mm -hmm lui Max. Calificările au fost aproape, au fost într o în, într o zecime jumătate primele patru, cel puțin. Și adică mai până la Leclerc. Da, și mai mult decât atât, am avut o calificare excelentă de la Piastri. O oh, super, care din păcate a suferit o penalizare de 3 secunde, probabil pentru că nu a fost anunțat la timp de echipă că trebuie să dea. Să de la la târziu. o parte din din partea lui Magnus. A, 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 deci aici avem un bravo și un pentru McLaren pentru că una se vede că upgrade-urile funcționează, că echipa uh, trage foarte bine, că da. tot ce fac se vede în curse, da. că avem a treia cursă în care uh, podiumul locurile 1 2 sunt formate din Max și Norris. Uh, cu switch-ul cu switch-ul uh, de rigoare, da, da, da. Dar oricum uh, ceva deosebit, uh, piastre a mers foarte bine. Piasca a avut un start fenomenal. Mai bun cursa. decât Noris, da? Da, Acum. da, 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 Chiar el a și zis într-un interviu de după cursă că a trebuit să ridice piciorul de pe accelerație ca să nu se lovească de mașinile din față, că nu avea pun să treacă. Corect. Deci dacă ar fi avut startul ăsta de pe P2, ar fi putut să, cursa să fi funcționat altfel. Da. Ce ziceam că e foarte important la im -im Imola cum pleci, la fel de important e și dacă se întâmplă un eveniment în cursă. Corect. Eu am tot așteptat evenimentul ăsta care să mă trezească. Am fost cam letargic în cursa asta, de și cursa a fost așa ce să zic, fără tensiunea asta de la final. Da, nu ai a fi, nici, nici adică... fi știut că s-a întâmplat, da, cam da. toată lumea a mers în ritmul în care le mergea mașina. Da, uh, nu s-a întâmplat nimic, deși ne a arătat încă o dată faptul că au fost niște schimbări la virajele, nu știu, la mai multe viraje. Da. S-au pus uh, pietriși. pietriș, da. Uh, în loc de uh, suprafață standard, asfalt. Uh, da? Și s-a văzut imediat, am văzut în calificări uh, piloti care au scăpat o în afară, pe penalizați de fapt că au ieșit puțin, am văzut uh, în antrenamente, uh, accidente, am văzut cât de important este să ții, uh, că orice eroare este penalizată, nu trebuie să te mai alerge nimeni, niciun arbitru de cursă să spună că ai ieșit în afară, pur și Corect. simplu pietricile respective strică mașina sau te întorc sau pierzi da. 4-5 secunde dacă ai ieșit puțin afară. Da eu nu înțeleg eu de mulți ani, de 10-15 ani când au început să bage asfalt la cursele noi, am zis că e ceva rău, adică. Da. Pentru că îți permite să îți permite ca pilot să riști. Să-ți depășești mâna cumva, știi? Da. A, nu e nimic, ai puțin și aia e, știi? Corect. Măcar nu ies din cursă. Da. Și uite, s-a văzut că până și uh, greucenii detalia de talia Alonso au sfeclit-o mm -hmm. într așa hal încât cursa asta Alonso, nu știu ce să zic, poate că a fost stricat la stomac, poate că i-a pus ceva în mâncare ăsta strunt. Da, da. Adevărat. nu, nici nu s-a văzut. Adică nici măcar nu au fost camerele pe Alonso vreo secundă în cursa asta, cred. Păi nici n-aveau rost, că el a pornit de la boxe și a pornit la boxe pentru că în calificării a ieșit afară și a stricat podeaua și nu mai avea rost să mai iasă încă o dată. Da. Și uh, asta după ce au muncit peste noapte non-stop ca să repare mașina după ce stricase că ieșise în, în perete cu o zi înainte. Deci, uh, nu cu o zi înainte, cu... Două zile înainte. Pardon. Cu în, în înainte, ziua da? aia, da. Exact. Așa. Uh, deci, uh, na. Uh, deci, long story short, uh, am avut niște uh, viraje ușor schimbate din perspectiva suprafeței din afara pistei, uh, dar, pe de altă parte, am avut și multe ieșiri în decor dar nu în cursă. ale multor piloți, dar nu în cursă. Sau da. nu suficient, nu cu, nu cu fa nu fatale, ca cu să fatale zic, așa, în, cursă, în așa da. fel încât să avem uh, safety car sau etc., dar oricum... Eu sper că o să fie clar pentru managerii ăștia din Formula 1 că asta e soluția, da? Să da. pună și unde avem asfalt. Da, avem asfalt. Foarte simplu. Bă. Facem o petiție. Exact. Facem o petiție și vă rugăm și pe voi să o semnați ca să ajungă unde trebuie. Bun, să ne întoarcem la cursă și la finish și să ne întoarcem la McLaren, da? Uh, Lando, finish pe 2 și Piastri, finish pe. 4. Eu zic că McLaren au mai avut o mică ezitare în cursa asta și Ferrari de fapt, dar Ferrari a încercat plan B. Mă rog, McLaren l-a scos pe Norris și într-un moment nu optim. Da. Pentru că a ieșit în spatele lui Perez și a pierdut a, a pierdut acolo vreo, vreo două secunde două, acolo. Două, trei secunde să care stai ar, încă un tur în plus să-l depășească care pe Care poate ar fi fost alea de care avea nevoie în finalul cursului. Da, deci da, acolo da. a fost o ezitare. Ferrari ce a încercat? A încercat să... A ieșit și Piastri și Ferrari au încercat să lungească stintul, mai ales cu Sainz a intrat după Leclerc, uh -huh. dar n-a reușit să lungească mai mult decât, nu știu, 3-4 tururi, adică insuficient. Nici cât să-ți scoți ceva... Dar și, și să periclitezi și... poziția de intrare. Da, și uite că a pierdut o poziție, era nemulțumit Sainz după cursă. Da. Adică o cursă, la el nu s-a văzut nici upgrade nici, nu știu, am înțeles că sunt erau și niște mici probleme care n-a vrut să le comenteze vis-a-vis mm -hmm. -vis de, de unde a venit uh, o parte din impotența mașinii, Mașini, da. așa okay. cum a perceput-o el. Da. Uh, în echilibru ăsta e clar că Leclerc și-a revenit uh, unde cam era, un pic mai bine decât Sainz tot timpul. Mm -hmm. Practic, Leclerc a fost uh, n-a avut niciodată mai jos de poziția 4 anul ăsta. Ceea ce, este ce absolut minunat e pentru constant, Ferrari, da. Absolut minunat pentru Leclerc. Dar nu, na, Bine, am avut un podium, acum s-au bucurat măcar oamenii ăia săraci, s-au bucurat. Săraci <laughs> tifosi. S-au bucurat că era. Nu i de râs, știi, pentru că uite, de că la Ferrari am avut ce am avut nume mari, nu? Uh, uh, Raikon, uh, Alonso, Fetel, da? Campioni, Massa da. și bă, etc. Da. Uh, și uh, trebuie spus că ăsta e primul podium la Imola pentru Ferrari de când a câștigat și în 2006. Da? Deci... Mamă, te ucide statistica asta când deci te gândești la Dar dai seama, totuși. Da, gândește da, da, da. puțin. Primul da. podium din 2006. Da. Deci este bă, ceva extraordinar. Adică, ok, locul 3, dar bun și ăla. <laughs> Adevărat. Bun, deci. Uh, Norris, am discutat despre Norris, am văzut. Omul a terminat cursa pe 2, uh, după ce a tras foarte tare să-l prindă pe Verstappen, uh, n-a reușit să-l prindă. A terminat cursa și a zis, bă, dacă aș mai fi avut o tură, două, probabil un tur, două, poate că aș fi ajuns acolo. Oricum, ce, ce cart, ce distanță uriașă de la uh, 2023. La 2024 să-l auzi pe Norris că este frustranță să nu câștigi. Da, <laughs> Practic, a câștigat și el o cursă, și la a doua a ieșit pe doi și nu tot, ce -a a putut să spun, tot ce a putut să spun a fost. E frustrat, deja frustrat să nu câștigi. Au <laughs> și fost... A fost din suflet, așa, s-a simțit, s-a auzit și în tururile alea în care se chinuia să-l prindă pe Verstappen, de fiecare dată când a avut o intervenție de la inginerul de cursă pe radio. Uh, virajul nou, ai putea să mai câștigi ceva. În I'm, pushing, și, I'm da, pushing, I'm pushing! I'm mă în pace! Și s că era sleit de puteri și că abia respira. Adică în momentul în da, care da. dădea răspunsul pe radio se simțea pe el că trage cât poate. Oricum, astea ultimele, nu știu, să zic vreo 15 tururi așa, au fost tururi, mișto da. pentru că da. trei cu anticiparea faptului că o prindă. Că îl va prinde și eu speram să să-l prindă cu vreo 2 trei tururi mai devreme, ca mă, chiar dacă nu-l depășește. Măcar să încerce tensiunea aia de moment, unde da. crește și riscul ca cel din față să greșească, știi? Da. Și o mână mare, cum e aia de Alonso, a rezistat da. N-tururi la Schumacher, care făcea da, da, da. Uh, da stânga dreapta, stânga dreapta am pe lângă el, adică. Știi bă, asta scutariu? să văd, n-am apucat. Știi bă, scutariu, uite că vorbesc și cu scutariu acum, care este mare fan MotoGP. Ăsta este și motivul pentru care unii dintre noi se uită cu plăcere la Formula 1 și anume faptul că uh, nu este importantă doar depășirea, ci și anticiparea depășirii, știi? It's not the pursuit of happiness, it's the happiness of the pursuit. Știi? Cam așa este la Formula da, 1. Asta da, da. este diferența dintre Formula 1 și MotoGP. Știu că la MotoGP este super fascinant că se depășesc că ea de 100 de miliarde de ore pe cursă, dar aici tensiunea de a sta 15 tururi cu ochii lipiți de ecran să vezi cât câștigă Norris în fața lui Verstappen și dacă reușește să-l prindă și să încerci să estimezi când o să reușească să-l prindă și să încerci să dai seama dacă o să aibă suficient de multă baterie încât să încerce o depășire sau dacă o să aibă suficient de multe cohone să țină frânarea aia până mai târziu. E, ăsta este motivul pentru care unii dintre noi ne uităm la Formula 1. Da, dragă de... Cristian Scutariu! Totuși cursa asta nu e cel mai bun exemplu. Nu e cel mai bun exemplu. Da. Fac și eu un pic de... mama am uh, balat și eu puțin, scuze da. mă. Dar, măi, ce e de... Să ne bucurăm este faptul că totuși Ferrari și McLaren sunt acum mult mai aproape de Red Bull decât au fost vreodată Absolut. în urma Absolut. Și poate că eu sper să vedem tipul ăsta de bătălie și de incertitudine, inclusiv în calificări când da. până la sfârșit nu știai. Nu știai. Nu știai. Care dintre ele deci acolo. S-ar fi putut din orice direcție să apară. Știi? Și până la urmă și în cursă, fiind atât de aproape, orice și cană, orice greșeală, dacă Max mai călca o dată linie albă și își lua da. 5 secunde sau o trecea puțin prin pietricele și își lua două de la natură. De la natură, da. da. Știi? Sau, știi? Adică orice ar fi fost, ar fi putut să întoarcă. Și inclusiv și pentru Noris, la fel că și Noris era la limită. Era deci, la limită? S-a văzut peste tot. De multe ori s-a văzut, văzut, văzut mașina tremurată, adică la limită, efectiv da, nu se putea da, mai da. repede, nu se putea merge mai repede. E știe? clar, da. E clar că nu ar fi putut să facă da. mai mult decât a făcut. Pe de altă parte, da. Cristi Scutariu, recunosc și asta. Este super frustrant să te uiți la Formula 1 și să vezi cum se apropie uh, piastrii de Sainz la începutul cursei, cum reușește să stea uh, la 0,4, 0,5, uh, 0,6 secunde de el și să nu reușească să-l depășească, și uh, după, nu știu, pf, 7, 8, 10 tururi, pf, bam, îl trage pe unul la boxe. Da, și bine. Să da. distruge toată tensiunea. Ăsta este un moment care pe mine mă, mă frustrează îngrozitor. Deci este... Știi? Pentru că vezi, la a venit cu anvelopele până... a, a, a le adus în temperatură, a da. venit în spate, în spate când ești foarte aproape și nu reușești să depășești suficient de repede, uh, mașina funcționează altfel, da. e, sub, intre în alți parametri de funcționare din cauza turbulențelor mașinii din față, da. din cauza faptului că nu se mai răcesc frânele la fel. Uh, anvelopele la fel nu mai funcționează în același regim de temperatură și imediat, adică poți să menții echilibru, poți să menții anvelopele în zona optimă câteva tururi. După aia nu ți mai iese. La fel am avut aceeași situație și la Leclerc, da. la un moment dat, care a venit foarte aproape de, de, Norris, de Norris la da. un moment dat și părea că poate să încerce să îl depășească și după aia i s-au tăiat aripile și da. a trebuit să revină la o, o, o distanță rezonabilă. Asta să ridice ritmul atât de tare, să zici că l-a lăsat în urmă, ci pur și simplu nu mai putut să țină ritmul respectiv. Și părea că l are mai bun și chiar a fost. era A fost pentru câteva tururi cea mai rapidă mașină de pe pistă, Leclerc. Da. Așa e. Da. Bine. Păi am terminat cu Norris, da? Am terminat și cu Piastri. Am terminat și cu Ferrari, că cam asta e. Nu avem ce să mai. Leclerc, o performanță foarte bună. Bunicică și asta ca Bunicică, să, să nu exact, da, ok Ce faci și Leclerc? Foarte binișor <laughs> Foarte binișor Absolut perfect, da, ce faci Sainz? Mai puțin bine. Da. Sainz foarte spectaculos la apariție, da? Dacă îl vedem pe Hamilton în outfituri spectaculoase de case de modă la fiecare intrare în da. paddock, pe Sainz de data asta l-am văzut cu o mustață. Da? Da, am avut mustață. A, nu, mă, n-am prins imaginea Ei, am avut mustață la science. Da da, 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 da. Dar nu, oricum nu poate să-l bată nimeni pe Hamilton. Nu, nu are cum. Nu are cum. Este top. La prezență, da e, da. e, top talent, da, da. Nu se putea o, o combinație mai bună decât Hamilton la Ferrari, sincer. M-am mai gândit în ultima vreme, să știi. L-au primit tifosi cu aplauze. Pf, au cerut autografe pe șepci Ferrari da, și da, da, a zis da, da. stați așa că nu pot să vă semnez șepcile Ferrari deocamdată, vi le semnez anul viitor. Știi, nu? Da. Deci mai e puțin uh, până când o să fie îmbrățișat uh, pe drept, dar oricum uh, e din ce în ce mai bine primit. A zis un buongiorno oricum, pe scenă. Buongiorno, da. Da, da, a zis un buongiorno pe scenă, Păi să pregătește omul, da. Da, Se pregătește, ușură, se pregătește Se da, exact. pregătește oricum acolo, știi? Și cum a venit da. când a venit uh, vasări la Ferrari uh, și au fost întrebați fanii ă uh, nu vorbește italiană. Și cel mai rău nu vrea să învețe italiană, <laughs> adică <laughs> nu, nu ne place de el, știi? Dar uite că ce face vasări uh, mișcă. Bun. Mișcă bine, da. Și pentru că am ajuns la Hamilton, Bun. na, Mercedes e în continuare. A, ah, da. da. Iată-l. Iată-l Iat pe Acest Carlos cu al Acest. Cu mustașă. Al okay. formulei 1. Exact. Uh, Mercedes, încă nu știu foarte bine care e treaba, e uh, un pic turtită. Hmm. E Tot o rămâne turtit, așa, nu... Tot o rămâne turtit, nu Rămâne turtit, pentru că, na, rezultatele lor sunt tot acolo, le, în poziția 6-8. Ok. Uh, și au avut acum, au terminat pe 6-7 și erau tot pe 6-7, dar l-au scos pe Russell, au schimbat anvelopele și a luat și punctul de... de cea mai bună, cel mai rapid tur. Ok, nu știu dacă aveau și alte motive să-l scoată, practic ei, Mercedes ar fi terminat cu aceleași puncte inclusiv în poziția Russell-Hamilton, dar scoțându-l pe Russell au terminat cu Hamilton-Russell, dar cu un punct în plus ca echipă pentru că au luat și punctul de cel mai rapidul. tur. S-ar putea să conteze la sfârșit, știi? având în vedere că sunt acolo în Nomez Land și nu se știe cu Aston Martin care cum mai evoluează, s-ar putea să conteze punctele astea. Deci, o, o cursă strategică, mediocru-strategică pentru Mercedes. Mediocru-strategică, ok. Pentru Mercedes. Mi se pare corect. Uh, Perez, am vorbit de el. Stroll, ți-am zis cred că i-a pus ceva mâncare lui. Oh, Dumnezeule. lui Fernando. Lu Fernando. Oricum, deci, cu uh, cursul asta. Um, Stroll a venit în față și în practice, și în calificări, și în cursă. Deci, da, uh, hai să nu-i luăm al lui. A venit, uh, da. a luat. Uh, niște punct, două puncte, nu? A terminat pe locul nou, păi, aia e. Foarte binișor și pentru el. Foarte în, un fel de foarte binișor și pentru pentru Stroll, nu mare lucru, nimic Alonso. Alonso în altă dimensiune, în cursa asta Excelent Sunoda, care eu a mai ciugulit un punct. Sunoda și la el acasă, practic. Mie, că Sunoda ciugulea mereu punctele lui Stroll, ca să zic Da, arăt. da, da, adevărat. Să zicem, era la bătaie pe punctele lui Stroll și, da, și da. acum le-a luat pe al Alonso. E ok. Da, e ok, tot a luat de la Da, la oricum, uh, mie mi se pare că... Uh, deci Sunoda a crescut clar. Uh -huh. S-a civilizat, s-a maturizat. Da. Uh, dar nu-l iubește nimeni e suficient de tare la Red Bull acolo, ca să zici că el are o perspectivă. Deci eu cred că singura lui uh, șansă este că încă mai iubește Honda. Adevărat. Și că Honda, care e un grup puternic, e posibil să-l ajute să-i găsească o poziție chiar dacă Red Bull nu o să-l mai, să uh, mai, să mai folosească Honda și nu o să-l mai vrea să-l folosească pe Tsunoda. Nu prea îi văd pe ăștia de la Red Bull înlocuindu-l pe Perez cu Tsunoda. Chiar dacă eu... La pe șanse. Am impresia că în momentul ăsta e Tsunoda. Adică dacă, dacă ar fi să fac un clasament, eu l-aș pune pe Tsunoda înaintea lui Perez. În, în, în nivel de performanță vorbești. în nivel de performanță și mai ales adică ținând conști de perspectivă da, adică correct. Perez chiar dacă ar fi la același nivel să zic, Perez nu mai are unde să crească da, la Tsunoda încă mai are unde să crească da, atunci l-aș poziționa în față și dacă ar fi să aleg între ei doi, eu l-aș lua pe Tsunoda în momentul ăsta mm -hmm. dar nu cred că Red Bull are aceeași părere despre Tsunoda adică cred că nu, cred că nu există acolo un nu, nu e vibe nu e vibe. Între uh, managementul de la Red Bull și, și Tsunoda. Și cred că de aici o se rupă filmul. Uh, din păcate, el la Aston Martin chiar, din gura lui, ca să citez, uh, ca să ajung la Aston Martin trebuie să fie un loc liber. <laughs> l-am întrebat ce ai vreo șansă la Aston Martin? Da, Aston Martin, Martin. să pot să mă la Aston Martin, în primul rând, <laughs> avem un loc liber. Exact. La Aston Martin nu este niciun loc liber în momentul în care, din momentul în care Alonso a semnat cu Aston Martin, ne-am dat cu toți seama că nu mai e niciun loc liber. Da, dar și cum s-ar putea face? Cum au cerut ăștia Williams voie de la FIA ca să uh, existe posibilitatea să primească un pilot care nu are încă carnet de conducere, ca să zic așa. <laughs> Dar are 18 ani, așa că domnul Stroll să le dea o șpagă la ăștia de la FIA, că na, așa. poate merge, să-i lase cu trei mașini. <răzări> pe principiu că alul Stroll nu se pune. Da, așa e. Bă, oricum nu prea contează, să dă și el de hobby, hai să lăsăm pe grilă 21 de mașini, uitați aici <răzări> ce costă. Ăsta exact. e cecul, așa, e numărul 21. Gata, deci am găsit și soluția asta. Am găsit-o Am găsit și pe asta. Așa, bun. Da. Băi, Halkenberg, eu aș vrea să mă uit în urmă. Am impresia că Halkenberg... Hulkenberg. Hulkenberg. Am impresia că Hulkenberg... El a terminat mai jos de 11 pe vreo cursă? Nu prea cred. Deci nu știu, chiar, aș vrea să mă uit, nu știu, cineva să... Poate că mă uit da, altă, dată. Facem, da. Facem aici. Dar a terminat excelent pe 11. Din nou. Nu înseamnă nu mare lucru. Sper să se hotărască ăștia să mărească punctajele, măcar până la numărul 12, ca să uh -huh. se mai amestece puțin lucrurile, după cum am zis și în discuția trecută că da. există în discuție. Uh, Magnus în cea mai bună performanță a lui pe locul 12 de când a luat un punct în Australia. Corect. Uh, deci nu avem. Uh, ce să zicem? Bra, în sfârșit a, și o cursă în care nu a nici pe nimeni, nici, nici nici sentimentele nimănui Nu, nu, nu l-a rănit. rănit. E ok. Da, deci a terminat și el curat în cursa de Am mers pe vârfuri aproape. Când au venit din urmă. Uh, Verstappen și cu Norris. A sărit din calea lor. A sărit din calea lor ceva despre. Deși da, da. el, teoretic, un pic regulamentul îl protejează că dacă. Uh, ar bate o... și el, el pentru o poziție. El se bătea pentru o poziție și nu e așa de ușor penalizabil dacă nu se ejectează instantaneu, dacă se bate pentru o poziție și a da. renunțat la bătaia respectivă pentru poziție adică rău, într-un da. loc de curs în care chiar a pierdut câteva secunde bune, 4-5 secunde, nu știu, da. mult. Doar ca să uh, facă loc celor care veneau cu un tur. Da, uh, pentru că peste el. Nu, prea conta. nu conta, da. Exact. Și atunci, uh, da, nu avea sens mare lucru. Deci, Magnus în curat în cursa de la Imola. pe și pe 13, nu știu, meh. Mai departe, aia e. Uh... Da, ce să mai facem? RICI pe 13. RICI pe 13, da, meh. Nici, Nici mai, nu mai are sens să, să mai discutăm sincer. M măcar... Nu mai, lasă-l, lasă-l, spune l în pace. Mie, n-am mers rău în ultime tururi, dar, adică, de unde credeam că intră iar pe un făgaș pozitiv, acum am impresia că iar se duce spre furaș. Da ușor, ușor, mai ales prin prisma faptului că îl, îl flutură Tsunoda, așa, da, un pic, da. știi? Și atunci nu are rost. Dar față de alte curse, totuși a mers mai bine. Inclusiv plecarea din calificări de pe poziția 9. Uiteam da. că nu mai ține aminte dacă a plecat pe 9 sau pe 10. Da. Da, Hulkenberg a plecat de pe 10. Da. și în rest, Ocon iarăși l-a bătut pe Gasly, care eu zic că e o constantă în ultimele, cel puțin, așa, media, media curselor. de sezonul ăsta e da, evidentă. Da. Uh, Joe a venit în fața lui Bottas. Uh, asta e o abatere de la medie, că da, de obicei e da, nu După cinci pe încolo aproape că nici nu mai contează. Da, uh, Gasly nimic. Uh, Sargent, uh, până și Williams... Au început să ridice semne de întrebare, și pe, pentru prima oară, într-o declarație oficială, a venit din partea. A, a, da, lui Vals. Că trebuie să ridice puțin ștacheta. Sargent, dacă. Sargent, vrea și el să mai rămână în. Care cărți. oricum mi se pare delicată. Spus eu, unde, acest. Vals este extrem de delicat. Da. Să ridice puțin și ștacheta practic înseamnă să se ridice de pe jos. <laughs> da. Lucru care în mod normal nici ar trebui să fie foarte greu. Adică în momentul în care ești la zero, știi, da. să ridici puțin ștacheta n-ar trebui să fie atât de greu cum este să ridici performanța. Păi poate că ar fi și ăsta și un exemplu pentru că și uh, Sargent a fost adus în Formula 1 eu zic că mai repede decât trebuia. Mhm. Uh -huh el n-a avut timp să se rutineze foarte bine uh -huh. pentru că a fost nevoie cumva da, l-au adus și n-au avut o soluție li s-a părut că e o soluție bună dar cum ziceam și despre acest chimie Antonelli care se pare că se vrea a fi adus în Formula 1 eu cred că dacă îi aduci prea repede Mistric. Există crește riscul de a i șifona mai repede de vreme și să nu i lasă să se dezvolte. Poate că Sargent Correct. ăsta avea uh, uh, posibilități mai bune de atât, dar mm -hmm. a fost adus și n-a făcut nu a făcut -a față. Are, nu cred că are... Acum rămâne de văzut când iese. Corect. Da, și atât. Și, și, și s-a terminat uh, grila de start practic. Și <laughs> a <laughs> terminat <laughs> grila de finish, hai da. să spunem așa. Nu, alte comentarii de pe margine ar mai fi doar uh, importante. Da. Doar faptul că nu i-a recunoscut oficial în cadrul unei conferințe care nu avea nicio legătură, era despre iactul lui și alte lucruri. Dar a fost întrebat normal. Logic. Adică nimeni nu mai doarme în Formula 1 că nu știe unde se duce Nui. Da, exact. A recunoscut faptul că lui nu i-a trecut de Formula 1 și că el se mai vede încă vreo 4-5 ani în Formula 1 și că e foarte probabil să, după ce și au o vacanță mică, să revină în Formula 1 cu altă echipă și... Da. Ăștia milioanele astea de roșii care au fost acolo pe pistă speră că o să vină la Ferrari. Măcar o... De o vorbă bună, să le, măcar de o cafea să le facă măcar, din de mine. Cafea. Că... măcar să nu se ducă la alții. Da, măcar să nu se ducă la alții, exact. <laughs> Bun. Deci dacă n-ar mai fi alte comentarii importante, cred că am putea să închidem cu acest meme superb cu uh, oare la ce se gândește, unde mama ah. dracu se duce new Year. Ah, <laughs> Cam okay. cam despre asta e vorba <laughs> în acest meme foarte bun das. cu care închidem acest episod de uh, podcast Formula 1 și 1. Mai era ceva? Nu. Nu mai era nimic. Asta tot. Gata, asta a fost. Vă mulțumim că v-ați uitat și de data asta. Până la sfârșit. Am văzut comentariile de data trecută. Ai văzut că a fost, au fost da, foarte da. mulți oameni care au comentat de trecută. Gata, m-am uitat până la sfârșit. Uh, mi se pare un moment foarte bun să putem să inaugurăm această regulă nescrisă nouă. Uh, de obicei, pe YouTube se comentează cum imediat ce se postează un, un clip, postează cineva, se poate comentatorii să posteze cineva primul comentariu. Nu vă sfiți să lăsați ultimul comentariu sau să ziceți. Sunt primul care m-am uitat până la sfârșit. Mi se, pare, mi se pare o idee foarte bună. În rest, ca de obicei, vă rugăm like și subscribe, pentru că în mod evident ne ajută foarte mult. Vă mulțumim că ați fost aici cu noi și vă mulțumim că sunteți activi și în comentarii de la începutul anului și până acum, practic de la începutul anilor trecuți, până acum. Salutare!